Bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod din Subnautica. După cum vedeți, urmează să explodeze Aurora. Ho! Holy! Holy, explodă Aurora pe episod. Noroc că aveam obiezul pregătit aici, bam, să-i dăm drumul la filmare. Mamă, ești nebun, exploda Aurora. Doamne. Și eu mă pregăteam să mă duc aici să-mi fac de mâncare, să fac chestiile, să încep episodul frumos, elegant cât de cât. Și Aurora văd că își face de cap. Bă, e bine, măcar prinsărăm pe filmare. Bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod de Subnautica. Sunt curios ce o să reușim să facem și în episodul de astăzi. Mă gândeam să ne ducem să explorăm, să-l gătim pe Pepper. Mă gândeam să ne ducem să explorăm partea aceea de la Lifepod 19 la 300 de metri adâncime. Vreau să mă duc aici să mai fac o dată un Pepper. Mamă, dar nu mă așteptam să prindem pe filmare că explodează Aurora. Vreau să scap și de rețeta asta din dreapta de aici. Și văd că am deblocat Radiation Suit. Deci putem să explorăm și Aurora. Avem nevoie de două bucăți de lead, fiber mesh. Vreau să facem și laser cutter. Sper să găsim niște diamante în partea aia la 300 de metri adâncime. N-am stat să caut pe internet la ce adâncime găsim diamantele. Hai să îl mâncăm pe Pepper, pac, pac, bem și niște apă. Mai am nevoie de niște pești din aia cu apă în ei. Facem rapid acești pești, îi bem. Bun, hai să băgăm sticlele de apă în noi și hai să plecăm. Welcome aboard, Captain. Deci trebuie să mergem în partea aia. 1000 de metri în kilometru. Ce dădui, mă, dădui pești, în ce dădui? Da, nu contează, hai mă să-i dăm acolo să vedem ce se întâmplă la Lifepod 19. 300 de metri adâncime, ofițerul secundar Ken, ultima locație. Mamă, ofițerul Ken! Hai că venim să te salvăm. Să vreau să raculez peștii ăștia, să îi trag pe dreapta, că bă, că am murim de sete, gen. Mamă, unde e ăsta băgat, ești nebun? Eu știam că e băgat într-un chiv, dar am uitat că e atât de adânc. Hai să-l ridicăm pe ăsta, că văd că începe să facă implozie, deja are 69 HP. O să ieșim din el, o să vreau să luăm acest repertul, îl reparăm și hai să ne ducem în jos. Deci în episodul trecut mi-am amintesc că am făcut tank-ul ăla de oxigen foarte bun. Deci nu cred că o să fie vreo problemă cu oxigenul. Uite, diamant, cred. E diamant? E cuarț. Credeam că e diamant. Nu știu unde găsim diamant, dar hai să luăm ăsta. Scanner, open time capsule. New PDA data. Ia, ce găsim aici? Aurora miniatur Thermoblade. Holy, vezi că e super bună asta. Ce făcui, mă, l-aruncai? Bă, aruncai cuțitul. Cuțitul înflăcărat. Cu asta putem să gătim peștii instantaneu. Aurora miniatur. Ok, încă un repair tool. Bă, vezi că ne duc chestii destul de bune. Ce e asta? Creature Egg. Bă, da, pe mine mă interesează unde găsesc și eu niște diamante. S-ar putea să găsim diamante aici. Hai să scanăm și asta. Ultra High Capacity Tank. Uli, încă un tank mai bun. În asta nu putem să intrăm. Nu cred că... Ba da, mă. Hello. Ce se întâmplă pe aici? 60 litium, văd că avem aici. La piatra aia trebuie să venim cu pronsutul, cu... Uite, diamond. Deci trebuie să venim cu pronsutul ca să... cum să spunem, ca să minăm cu el, cu o mână specială. Deci găsirea în diamond, din prima bucată. Trebuie să mergem la Simot să ne reîncărcăm bateriile. Încă un diamond. Mamă, câte diamond lithium. Hai să-i dăm repede cu ăsta. Luăm și aici piatra asta, dă-i. Bam, bam. Dă-i și aici, bam. Și hai să plecăm. Ce e ăsta? Ia rubiul ăsta, ia-l și pe ăsta. Și pe ăsta, că o să avem nevoie. Ia-l și pe ăsta. Bun, și dă-i cu ăsta. Dă-i, urcă, bun. Holy, stai că nu mai știam ce să vorbesc. Mersi noi unde pe drici. Bine, mă. Hai să plecăm. Holy! Ajunsărăm la insulă. Asta e insula aia, mă. Știu că trebuia să te pui cumva în spatele reactorului de la Aurora, gen ăla pe unde iese mare flamă când pornește. Să duci drept în față ca să ajungi la insulă, dar nu știu dacă e insula asta, posibil să fie altă insulă. Asta e una din insule, sau cred că asta e. Posibil ca asta să fie, nu? Ia, hai să ne învârtim pe lângă ea. Și știu că trebuie să intrăm pe undeva pe la un lac. Bun, aici am. Hai să urcăm. Mă vezi că e super bine.
Avem diamond, avem tot ce ne trebuie pentru laser cutter, nebunii. Holy, ho, 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 gata, calmă-te. Să-i oprim asta, că consumă curent și curentul e important. Abandoned PDA, rendezvous voice log. Păi și eu vreau să-i urc, pe aici urc. Eu vreau să urc pe insulă, să vedem ce se întâmplă pe insulă. Posibil că ăsta pot să-l mănânc? Alien flora. Insule de extraterestri. Gen ciuperci extraterestre. Pe mine m-ar interesa să vedem dacă găsim insula aia. Dar nu cred că e aici, cred că e mai încolo de insula asta. Mă, ce e acolo? E o bază. Hai să ne urcăm să vedem ce se întâmplă pe baza aia. Cred că aici a stat cineva. Hai să luăm scannerul în mână. Și bulkhead. Hai să scanăm asta mai întâi. Un chest. Niște apă. Voxel shrub. Bă, dar eu vreau să scanez observatorul ăsta. Eu că vreau să iau fructul ăsta. Lantern fruit. Îmi dă și mâncare, îmi dă și apă. Păi ești nebun? Ia mai dă-mi unul. Bun, ajuns să rămân în vârf. Mamă, dar nici nu se randează în partea aia. Mamă, dar cât e aurora, ești nebun? Și aurora e gigantică. Acolo e life podul nostru, îl văd aici? Cred că îl văd, ăla de acolo. Uite și acolo e un chest din ce văzui. Vreau să mă duc la ăsta aici, că e distrus. La ăla nu ne mai ducem. Nu cred că se merită. Dar vreau să mă duc aici, că e distrus. Mamă, dar ce s-a întâmplat aici și ce sunt creaturile alea? Hello. Mușcă, băi, ești nebun? Doamne, ce mă speriei. Ce e asta? Exterior grow bed. Pat unde să crești plantele. Uite cum are ăsta aici. Ok, interesant. Aici ce e? Stasis rifle. Bun, eu să ne pe aici avem ceva de... Ultra glide fins. Finsuri mai bune. Use laser. Multipurpose room. Bun, hai să-l scanăm și pe Sam. Bun, îl scanăm și pe la wall planter. Mamă, vezi că ăsta-i fain, că ai verdeață pe pereți. Ok, pe aici văd că nu mai avem nimic. Hai să cobor. Bun, ești nebun, ce mă atacă ăsta, pleacă mă de aici. Abandon PDA. O baterie găsirăm. Keef crawler. Large room partition. Pe aici văd că scanăm cam tot. Acolo vă zic că e o masă. Și că am vrea să scanez masa asta, desk-ul ăsta. Mă, ce cu tableta aia? Parcă poate să intrai într-o încăpere. Hai să aruncăm ăla. Tabletă MOV. Parcă intrai în baza extraterestrilor. Deci o să intrăm și în baza extraterestrilor. O să fie destul de interesant. Hai să mergem la Simot și să mergem acasă, că deja explorăm cam mult. Bun, home sweet home. Doamne, ce mă așteaptă life pod-ul. Hai să dăm exit. Și o să intrăm să vedem și noi ce chestii am mai deblocat pe aici. Văd că am primit și un mesaj. Hai să-l ascultăm. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Ok. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Va dura mai mult decât o săptămână să ajung la poziția voastră. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Deci o să vină cineva să ne salveze, dar o să dureze o săptămână, două. Ok. Enameled Glass. Să face cu Stalker Tut. Stalker Tut este monstrul ăla verde de la-ți văzut voi, că tot fură bucățile de, cum să numește, mă, de metal. Și noi trebuie să așteptăm să muște din bucata de metal ca să putem să-i luăm dintele, dar trebuie să-i pice dintele. Asta este problema. Aerogel, nu știu ce facem cu ăsta. Se face cu gel sec și cu ruby. Electronice, ok. Pe mine o să mă intereseze laser cutter în acest moment. Laser cutter se face cu 2 diamond, baterie, titanium și chef sulfur. Bun. Titanium, chef sulfur. Sulfures. Hai să zicem aici personal tool laser cutter. Să face laser cutter-ul instant, îl făcum. Super bine. Și o să mai mă intereseze costumul de radiație, care se face cu fiber mesh. Fiber mesh se face cu 2 creep vine sample. Dar există o problemă, dragii mei. Nu mai am spațiu.
Efectiv, nu mai am spațiu de absolut nimic. O să băgăm tableta asta aici. O să mă intereseze o chestie. Simotul n-avea spațiu. Nu. Doar dacă îi băgai upgrade de spațiu, avea spațiu. O să mai mă intereseze încă o chestie. Dacă mă duc aici și luăm... Nu mi-a dat Habitat Builder? Ba da, mi-a dat Habitat Builder. Mi-a dat Habitat Builder de la LifePod 18, dacă vă amintiți bine, că mi-a spus ceva de LifePod. Și o să mă interesez să văd dacă am aici ceva de storage. Nu am. Deci, după cum vedeți, costă foarte mult să-ți faci o bază. Adică ai nevoie de foarte mult titanium și mai nou au adăugat update cu camere foarte mari. Uite, large room. Să faci o plastil ingot. Plastil ingotul, nu mai știu cum se făceam. Cred că se făcea din 2 titanium sau? Plastil ingot. Se face cu titanium ingot și litium. Și litiumul se găsește destul de greu. Nu știu de ce făcuia aerogel. Apăsai așa, la mișto. Bun, și să mă intereseze... Floating air pump. Nu. Bă, dar noi făcurăm niște... Luarăm niște blueprint-uri. Pentru niște iteme mai bune. Posibil să avem nevoie de un fabricator din ăsta mai bun ca să facem finsuri mai bune și alte chestii. Dar pe mine mă interesează la deployable un waterproof locker. Să face cu 4 titanium. Doar ce nu mai avem spațiu. Asta este problema în acest moment. Nu mai avem spațiu. O să vreau să gătim peștii ăștia. Să-i facem apă că ne ocupă inventarul degeaba. Văd că mai primirăm un mesaj. Ok. Văd că sunt căutat, ceea ce îmi place. Hai să-l citim. Și până atunci ne ducem în apă. Pre-recorded distress call. Ia, unde sunt ăștia? Life post 6. Bă, nu prea îi văd, Ion. Sunt chiorbete. Bun. La beacon, LifePod 17, LifePod 3, LifePod 19, îi scoatem semnalul. Noi rămânem fără apă, dar la blueprint-uri, măi, ne deblocăm un blueprint destul de interesant. Modification station, avem nevoie de modification station ca să ne facem aceste high capacity, ultra high capacity tank și cu ultra glide fins. Ok. Bun, hai să facem rost de niște titanium. Dar mă interesează niște bucăți de metal și hai să ne ducem rapid în partea asta să luăm vreo 3-4, dacă găsim. Dacă nu, Dumnezeu, cu milă. Hai să bem aici sticlele de apă. Deci asta este o problemă foarte mare, apa și mâncarea în jocul ăsta. Deci apa și mâncarea mi se pare că se duce foarte rapid. Bun, și hai să încercăm și cu laser cutter să intrăm în cameruța asta. Parcă pe aici să intrăm, sau? Aici pot să intre și fără laser cutter. Ia, și acum mare jumpscare. Boom. Bă, momentan nu-i nimeni. The Gacy Crew Manifest. Use repair tool. Ia tot-o. Hai. Dacă reparăm ușa sub apă, ești nebun. Rămân și fără oxigen. Ia, dă-mi asta să-l scanez. 3, 4. Hai să-l scanăm. Ne dă titanium că nu mai avem. Bun, hai să-l scanăm în continuare. Avem 4 bucăți de titanium. Du-te repede sus că murim. 6% oxigen. Bun, avem titanium. Hai să zicem înapoi. Vreau să iau peștele ăsta cu apă. Vine aici. Bun, hai să ne facem waterproof locker. Nu știu ce se aude în ocean în momentul de față. Se aude ceva urât. Ne dăm jos. Vreau să-l punem lângă LifePod. Dăm un 3, un click dreapta și l-am lăsat. Ia uite-l, mă. Ce stă el acolo? N-are foarte multe sloturi, dar vezi că merge. Le aruncai pe toate și nebun. În loc să dau și un clip frumos aferent. Bam, 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 bam. Și le-am băgat pe toate aici. Păcă am foarte multe rubiuri. Cu rubiurile parcă făceai ceva pentru... pentru ăla, cum se numea, mă, costumul ăla, robotul ăla, propane, nu mai știu cum se numea. Era un costum pe care o să-l deblocăm curând. Radiation suit, rebreather... Mă interesează Radiation Suit. Bun, hai să ne să facem rost de niște crevainuri. Om, dacă spești sunt aici. Facem așa, bam, bam. Ducem înapoi. Facem un Fiber Mesh. Bă, că sunt vânați de acei monștri. Sunt cam nervoși, din păcate. Ducem înapoi aici. Basic Fiber. Bam, 2 bucăți de Fiber Mesh. Faci din 2 doar una. Păi și eu am nevoie de 2 sau de una? Wait a second. De 2. Holy, mare troleanis.
Bun, și hai să ne facem, deci fiți atenți, hai să ne facem mâncare direct din apă. Vino cu pepăr. Bam, și l-am gătit. Ia uite, cum pică, bolovan. Și ne ducem acum și l-am mâncat. Puuu, deci easy. Dacă ar fi așa și în viața reală, nu să că vreau să mă duc înapoi, ca să nu mi facem iar o ieșire. Ducem aici și luăm două bucăți de lead. Îți! Și aici să ne facem radiation suit. Echipamente, mă interesează fiber mesh. Mumu cu toate, direct pijama. Bă, vezi că arătăm bine. Ia. Fără. Mă, stai. Fără arată la fel. Mă, e la fel? A, n-are ăla pe piept. Uite, vedeți? N-are ăla pe piept și la picior. Și uite, avem și ăsta casca de radiație, da? Să o punem când ajungem la Aurora. Bun, până atunci vreau să vedem ce mai putem să craftăm ca arme. Static Rifle, Propulsion Cannon nu putem să craftăm. Laser Cutter-ul îl avem făcut. Ce și super bine. Vreau să ne ducem la ăla, să intrăm cu Laser Cutter-ul în el. Dar nu mai știu în ce parte eram. Era o ușă blocată, dacă vă amintiți bine, și îmi cerea Laser Cutter-ul. Acolo vreau să mă duc să intru. Să vedem ce se află, ia să vedem în partea asta. Posibil aici, cred. Ia, hai să vedem. Să-mi punem laser cutter-ul pe 3. Ia să vedem cum arată. Fierbinte. Cred că aici e, nu? Nu. Nu mai știm unde avem nevoie de laser cutter. Am uitat locația. Șiș. Hai să intrăm așa cu mâna. Poate avem nevoie de laser cutter după. Ok. O să prezintă bine până acum. Cred că aici o găsim componente de mobile vehicle bay. Gen, dacă vrei să faci speedrun. Și cam atât. Nașpam. Chiar nașpam, man. Oricum, vedeți că am făcut progrese în episodul de astăzi destul de bine. Adică am găsit acest thermoblade, acest cuțit înfierbântat. Am găsit și, am făcut și laser cutter-ul, am găsit și diamante, am luat și rubine. Am găsit și habitat builder, deci nu trebuie să-l mai craftăm. Am găsit și o figurină cu Aurora, pe care o să o punem în baza noastră, în viitoarea noastră bază. Am găsit și un radiation suit, un radiation helmet, adică le-am făcut, nu le-am găsit. Vreau să ducem aici rapid să ascultăm mesajul, să vedem ce mesaj am primit. Sign a location outlet-ul Aurora, Aurora Life Pod 13, 175 de metri. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Burial detail. Deci, se pare că LifePod 13 cară niște persoane foarte, foarte importante. Deci o să trească să ne ducem acolo să vedem care este treaba, dar asta o să vedem în episodul viitor. Deci, da, în episodul viitor o să vreau să vă spun de pe acum ce vreau să fac. O să vreau să explorez Aurora în primul rând. Vreau să ne ducem la LifePod 13 și dacă mai avem timp, aș vrea să mă duc să vizitez insula cu extraterestrii. Dar măcar în episodul de astăzi am vizitat și insula cu semi-extraterestrii, adică am găsit părți dintr-o bază, am scanat-o și o să putem să folosim acele părți pentru a ne crea noua noastră bază. Deci am cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Irinelos și ne auzim data viitoare și v-am pupat. Popo!